judectorilor intervine în scandalul dintre Iohannis și guvernul la decizia președintelui, mai bine mai târziu, decât niciodată. Magistracii salută anuncul presubliniere dintelui Klaus Iohannis de a sesiza atât Curtea Constituțională, cât sublinierei Comisia de la Veneția asupra celor trei legi ale justiciei, copresubliniere dintele Forumului Judectorilor din România, Dragoș subliniere Celin, spunând că ar fi ce demersul subliniere F-ului statului este benefic pentru independența sistemului judiciar. Mai bine mai târziu, decât niciodată. Este un lucru care trebuia să se întâmple de la început, adică în urmă cu câteva luni, când au avut loc acele dezbateri extrem de rapide cu privire la modificarea legilor justiciei, însă lucrurile sunt în continuă evoluție subliniere o astfel de sesizare va fi benefic pentru democrația din România, pentru magistratura din România, pentru independența sistemului judiciar sublinierei pentru subliniere de legi ale justiciei, care să fie ancorate în realitățile europene, a declarat Dragoș subliniere Celin, conform News.ro. Întrebat ce s-ar întâmpla dacă România nu ar ține cont de avizul Comisiei de la Veneția, reprezentantul Forumului Judectorilor a spus că România este parte a Consiliului Europei sublinierei nu se poate să nu se țin seama de astfel de chestiuni, pentru ce ar urma automat condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sublinierei o neîncredere din partea partenerilor din cadrul UE. Uitați-vă la cazul Poloniei, justiția din Polonia este adus pe masa Curții de Justiție a UE. Pur sublinierei simplu, am asistat la o excludere totală a României din cadrul Consiliului Europei sublinierei ulterior din cadrul UE, avertizează judectorul. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a anuncat, miercuri, ce trimite la Curtea Constituțională întregul pachet al legilor justiciei sublinierei sesizează Comisia de la Veneția, el adresând sublinierei un apel ce cere să nu se gerebească sublinierei să conlucreze cu organismul european. Presubliniere dintele a precizat ce, după ce Curtea Constituțională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor sublinierei și va decide atunci dacă se impune o nouă reexaminare a celor trei legi de către Parlament.